Școala Generală numărul 3 Mihai Eminescu din Rădăuți a fost gazda decernării premiilor școlilor din județ ce au participat la Săptămâna Omeniei. Astăzi la școala cu clase 1-8 numărul 3 Rădăuți Mihai Eminescu a avut loc un eveniment cu totul deosebit, anume premierea în urma derulării proiectului Săptămâna Omeniei. Se știe, pentru că nu vorbim despre acest lucru pentru prima oară, în școala noastră s-a derulat proiectul Să dăm o șansă vieții, proiect la care au colaborat mai multe unități școlare, persoane fizice, unități economice, societăți, etc. A fost o manifestare de suflet în ajutorarea celor care au nevoie. În cazul nostru, a fetiței Ana Maria. Ne bucurăm că manifestarea de astăzi a impresionat pe toată lumea, mai cu seamă că aici au fost premiați, activitatea fiind în colaborare cu inspectoratul școlar, prezenți au fost președintele juriului care a jurizat absolut toate echipajele care au prezentat proiecte și ceea ce ne bucură că manifestările care s-au desfășurat în cadrul proiectului la școala noastră au reușit să impresioneze astfel încât școala noastră a obținut premiul întâi. Ne bucură faptul că ne-am adunat aici mai multe delegații la școala 3 Rădăuți, delegații de la Gura Humorului, de la Botoșani, de la Ciocănești, de la Mirișăuți, Satul Mare, Solca, Liceul Siret. Deci au fost în total premiați cu premii speciale, premii 1, 2, 3 și mențiuni. Au fost premiate în total 17 echipaje coordonate de către cadrele didactice. Ne bucurăm că la o concurență atât de puternică școala noastră a luat locul întâi și ne bucurăm că prin manifestările care au avut loc astăzi mesajul este acela că prin unitate și prin suflet putem să facem gesturi nemaipomenite. Să ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în proiectul nostru, începând de la mentorul care a pus bazele acestei acțiuni caritabile în persoana domnului Cozariuc Dan, părinte al unei fetițe din clasa 3-a, continuând cu doamna profesor Sarcinski Luminița, care a fost și ea sufletul acestei acțiuni. Trebuie să mulțumesc de asemenea tuturor copiilor, cadrelor didactice, tuturor școlilor, tuturor persoanelor mai tinere și mai în vârstă, care și-au deschis sufletul la problema Anei și care ne-au susținut și și-au adus contribuția în mod direct prin donarea unor sume. Proiectul nostru nu se consideră încă încheiat pentru că Ana Maria încă n-a fost operată și suma încă nu este pe deplin rezolvată, pentru că mai avem nevoie încă de vreo 6.500 de euro. Avem însă promisiuni în care credem, promisiuni pe care eu personal sper să le văd realizate și ne punem încrederea în bunul Dumnezeu că până la urmă vom reuși împreună. Vreau să mulțumesc colegilor, doamnelor învățătoare și domnilor învățători, profesorilor și domnului director și celor care m-au ajutat. Le doresc multă sănătate, fericire și promit că nu o să